În România ultimilor ani s-au răspândit o grămadă de minciuni despre categoria așa-numiților asistați social. Cine sunt aceștia și care sunt realitățile din jurul lor vom vedea în cele ce urmează. În legislația României nu există noțiunea de asistat social. De aceea fiecare poate înțelege ce vrea, iar mass media și politicienii se folosesc de această ambiguitate pentru a manipula opinia publică. Cei mai mulți manipulatori vorbesc despre milioanele de asistați social, care nu ar vrea să muncească și care ar supune statul român la cheltuieli uriașe. În România există un sistem de protecție socială de care beneficiază o mare parte din populație. Din acest sistem, doar o mică parte reprezintă beneficiile de asistență socială, adică niște forme de sprijin destinate unor categorii vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele cu dizabilități sau persoanele foarte sărace. De aici, o și mai mică parte o reprezintă asistații social, adică acei adulți care sunt apți de muncă, dar care nu sunt angajați și care primesc din partea statului ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat. Cât sunt aceștia? Sunt ei 11 sau 7 milioane, cum ne spuneau Traian Băsescu sau alți politicieni? În iunie 2018, numărul dosarelor pentru venitul minim garantat ajunsese la sub 200 de mii, susținând nu mai mult de o jumătate de milion de persoane. Pentru că multe dosare sunt pentru familii cu copii sau pentru persoane vârstnice, numărul adulților care ar putea munci și care beneficiază de aceste ajutoare a fost de doar 254 de mii, în contextul în care numărul dosarelor e în scădere de la un an la altul. Chiar dacă nu sunt de ordinul milioanelor, hai să vedem totuși cine sunt ei și de ce nu muncesc. În primul rând, acolo unde șomajul și sărăcia sunt mari, nu există nicio oferte de lucru pe măsură. Așa numita criza a forței de muncă e caracteristică zonelor mai prospere, cum ar fi marile orașe și destinațiile turistice, iar forța de muncă disponibilă e taman în mediul rural și în zonele defavorizate, pe care angajatorii de obicei le ocolesc. În al doilea rând, majoritatea covârșitoare a așa numiților asistați social nu au educația necesară pentru a fi angajabili. 86% dintre beneficiarii programului venitului minim garantat au cel mult 8 clase. Dintre aceștia, mai mult de jumătate n-au trecut de 4 clase. Ori angajatorii de regulă nici nu-i bagă în seamă dacă nu au terminat școala generală, iar formatorii iar exclude din start deoarece nu îndeplinesc condițiile legale pentru a urma cursurile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Atunci când există oferte ale angajatorilor, se întâmplă foarte rar ca beneficiarii de ajutor social să refuze un loc de muncă. Contrar preconcepției că asistații social nu doresc să muncească, în anul 2017 mai puțin de 3.000 de persoane au refuzat joburile oferite prin agențiile teritoriale de muncă. Și cu toate acestea, parlamentarii au decis în 2018 că acei beneficiari care vor refuza nu de trei ori, ci o singură dată vreo ofertă de muncă, nu vor mai avea dreptul la ajutor social. Mai mult decât atât, faptul că așa numiți asistați social nu apucă să se angajeze nu înseamnă că ei nu muncesc. Pentru ajutorul de tip VMG, beneficiarii sunt obligați să presteze muncă în serviciul comunității și muncă sezonieră, într-un număr de ore raportat la salariul minim brut. O altă minciună vehiculată de media și politicieni este că așa numiții asistați social huzuresc pe banii statului. Să vedem deci câți bani primesc aceștia. O familie cu doi părinți apți de muncă și cu doi copii peste 2 ani poate strânge 442 de lei pe lună din venitul minim garantat, la care se adaugă ajutoare pentru copii în valoare de 290 de lei. Iar o familie cu 10 copii poate încasa pe lună 786 de lei din venitul minim garantat, la care se adaugă ajutoare pentru copii în valoare de 1158 de lei. Dacă numai unul dintre părinți s-ar angaja pe salariul minim, veniturile celor două familii ar crește cu cel puțin 20% sau chiar s-ar cu alte cuvinte, nu banii sunt cei care îi țin pe unii români dependenți de ajutorul social. După cum am văzut, ajutorarea celor săraci și vulnerabili nu apasă asupra bugetului statului, așa cum își imaginează cei care îi defăimează. La nivelul Uniunii Europene, oricum aceste cheltuieli care au menirea să combată excluziunea socială și sărăcia, sunt în România printre cele mai mici. Iar dacă ținem cont și de rata uriașă a sărăciei în țara noastră, cheltuielile cu asistența socială sunt insuficiente. De ce atunci atâta caz pentru un număr atât de mic de oameni pentru care statul cheltuie atât de puțin și care primesc sume de bani modice? Oare nu cumva pentru că avem nevoie de un țap ispășitor și în loc să căutăm adevărații vinovați ne îndreptăm furia asupra unor victime ușoare? În loc să arătăm cu degetul la oamenii sărmani și fără educație, ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva adevărații asistați social sunt în altă parte, primind de la stat ajutoare sau facilități de milioane de euro.